Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare, băi prieteni, mi-ai ce faceți? Eu stau și bine la un minunat episod de vlog. Suntem aici cu Mini Marțianul. Mă duce să-mi iau mașina. Chiar de la ce? De la mașină. Parcă mi-a dorit mie, stai să văd. Da, mi-a dorit mie. Mă duce să-mi iau mașina pentru că Galațiul s-a stricat din nou. Bine, mă rog, s-a stricat. Aici avem și Vipera. Vipere! Galațiul s-a stricat din nou. O să vă zic imediat și ce s-a întâmplat cu el. Burnițează, picură, plouă de aseară și nu s-a oprit deloc până acum. Încă am fac griji pentru camera asta, căci că e cam sensibilă la apă. Și nu de alta, dar este cam foarte scumpă. Mergem cu tărătăcuța pentru că după aia iubita mea are niște treabă. Moș Martin. Aoleu, stați așa că trebuie să dau ăsta cât merge mai în spate, că altfel nu am loc aici. Bă, am zis eu de camera asta că m-a cam dezamăgit la modul că mă așteptam să fie mult mai calitativă, dar să știți că îmi place mult că are cadru foarte wide. Am găsit un obiectiv pe care aș putea să-l iau. Nu dat tare din prima asta. Așa, am găsit un obiectiv pe care aș putea să-l cumpăr, să fie mai bun decât ăsta. Belea aia e că am dat deja 3600 de lei pe ăsta și ălalt mai e la vreo 1800. Și în teorie, ce că ar fi mai șmecher decât ăsta, pentru că e un pic mai puțin wide, gen el o să fie undeva așa, gen cel mai wide, care nu e neapărat rău față de așa, gen. Și în afară de asta, face foarte mult blur pe spate, are F-ul ăla, F1, 2, ceva de genul, și face mult blur în spate și se vede bine. Acum problema e că nu mi-am amintesc dacă l-are stabilizare. Pentru că dacă n-are stabilizare în el, nu pot să fac nimic cu el pe vlog, pentru că camera mea nu are stabilizare și are doar obiectivul, iar dacă ăla nu are, e nasul. Ia uite mașina, a și dat afară Ovidiu, i-a fost frică să o mai tragă acolo pe drum, pentru că data trecută când a tras-o pe drum, a și lovit-o ăla și a zis că nu mi-o mai trage pe drum. Uite cu alea, bă, dar e bine că măcar nu se aburește farul. Hai să vedem ce face grasul. Uite ce galben e taxiul ăla. Salut! Bună! Ce faci? Văd că am terminat și treaba, mai aduc mașină, că mai am acasă mașină să duc. Pentru astăzi, dacă vrei, că de mâine sunt o la fel. Iarăși ești ocupat. Ce anume? Văd că terminași. A, la A7, nimicuri, niște brațe, discuri de frână, de ăștia, nu? Frate, le facem, pe cuvânt le facem. Aha, știu, cum ai făcut și ulei. Când vrei să le facem? Până în Crăciun? Tu, nu mai joc de vide. M-am zis când distribuția până în Crăciunul, Ștefan. Nu mai joc de vide. Au, ce misterie făcurăți aici. Ce, da? Era în releu, cum zis eu, da? Releu și câteva chestii. A, care, pe care nu le făcuși oricum. Da, bine. Să-mi dă-ți imagina formată. Să scot banii. Aute, toți banii ăștia erau la Ovidiu. Hă, Doamne ajută! Ce glume ai! Am să vă spun ceva foarte, foarte interesant și anume, fiți atenți pentru că puteți câștiga niște PC-uri mișto de gaming, sigur că. Pe tot parcursul lunii decembrie, toți care plasează o comandă de minim 80 de lei de la Kaufland prin Glovo, Taz sau Foodpanda, sunt eligibili să se înscrie în loteria publică Kaufland Upgrade, unde pot câștiga unul din cele 10 super PC-uri. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că, haideți să vă arăt și site-ul, cum arată site-ul. În descriere o să aveți un link care o să arate cam așa și vă trimite aici unde scrie Kaufland livrează. Și Kaufland lansează concursul Upgrade, o campanie în care orice livrare de la Kaufland îți poate aduce un setup complet de gaming super performant. Plasează o comandă de la Kaufland prin Glovo, Taz sau Foodpanda și intră în concursul Kaufland Upgrade. Fiecare comandă de peste 80 de lei aduce o șansă de câștig un setup de gaming, custom main monitor. Aici aveți și link-ul gen cu PC-ul și mai probabil aici vă arată cum vă înscrieți, nume, prenume, adresă, telefon și ID-ul de comandă. Tot prietenii noștri de la Kaufland au și un turneu de CSGO care se va încheia pe 14 decembrie. Deci dacă vreți să vedeți despre ce vorba, accesați linkul din descriere și nu uitați cum orice comandă de 80 de lei de la Kaufland prin Glovo, Taz sau Foodpanda îți poate aduce un super PC. Link în descriere. Am luat și mașina prietenii mei de la Ovidiu, s-a făcut și seara între timp pentru că am mai stat de taină cu Ovidiu, ne-am luat la taină cu politică, cu din astea, că n-am mai vorbit așa de mult să avem timp și eu și el, că nu mai avea nimic de făcut. Stai să pornim șofarurile. Așa, e 4:40, sper să nu prind aglomerație pe aici pe centură, că de obicei de acum începe nebunia în oraș, în care se blochează orașul efectiv de numai pe unde să mergi și să faci. Bă, și oarba asta, bă, mă lăsase, bă, în drum, bă. Bine, nici măcar în drum, mă lăsase acasă. Într-o dimineață, ca să vedeți, mașinile, bă. Într-o dimineață stăteam eu liniștit, nici măcar nu stăteam. Am vrut să plec undeva. Bă, mă duc, nu era frig afară, nu știu, vreo 6 grade, cred, ceva de genul. Cu o seară înainte, două seri înainte, fuseseră undeva la... Câte grade erau fost, mă? Minus 1, 2 pe noapte și dimineața erau vreo 2 grade, 1 grad, ceva de genul. A pornit, n-a avut nicio treabă. Acum 4 zile,
Într-o dimineață cu 6-7 grade, nu fusese efect nici noaptea. Să-mi bag piciorul, dau să pornesc. Învârteam continuu, nimic. Mă uit în spate, fum, nu scotea deloc. Mă, ce are, mă? Bă, am ținut-o vreo 20 de secunde, 30, nimic. Am oprit. Îi dau iar. Iar 10-15 secunde, nimic. Mi-a apărut senzorul de baterie în bord. Mă, ce are, bă? De nu vrea să pornească. Deci zici că nu-i venea motorină, chestii din ăștia. Bă, dă-o încolo. Am zis, bă, să vezi tu că mi se arsă pompa de motorină, nu bagă motorină. Am pus mâna, am desfăcut ăsta, cum se numește, am desfăcut pompa de motorină, știi? Ea s-auzea când puneam, dar m-am gândit, bă, nu mai merge. Venea motorină, mi-a spui pe acolo, mi-a făcut. În fine, am băgat-o, motorină vine, băgam aici pișor. Mă, n-are cum să fie decât de la bujii. Dar bujiile n-aveau cum să se ducă, pentru că bujiile, și dacă se duc, până la urmă pornește. Mai ales că nu fusese atât de frig și că cu o seară înainte pornise, două seri înainte, fără nicio problemă, la minus grade, vorba aia, n-aveau cum să fie bujiile. Și m-am gândit o releu de bujii. Am pus testul și într-adevăr a fost releu de bujii. Până la urmă am reușit să o pornesc, am mai luat o baterie, că n-am mai vrut cu aia, că nu mai avea destulă putere. Și a pornit până la urmă cu aia la altă baterie și după aia gen a pornit normal în decursul zilei, cum ar veni, cât am mers cu ea și ăștia, că nu a mai fost frig. A doua zi iarăși, aceeași poveste. Numai că de data asta mersesem seara cu ea, cam pe la 1 m-am întors acasă și n-a avut timp să se răcească, să zic, atât de tare. Și a dat la automat mai mult, într-adevăr, dop, cum făcea, dar a pornit. Adică gen nu a mai trebuit să mai pun curent pe ea sau mai știu eu ce. Și da, într-adevăr, a fost releu de bujii. Acum, dacă aveți diesel, dacă aveți Audi, și diesel în general, nu neapărat Audi, să știți că dacă nu vă pornește dintr-o dată dimineața și dă mult automat așa aiurea, să știți că este de la releu de bujii. Într-adevăr pot să fie și bujiile, dar bujiile cam sincer încep să facă figuri când e frig, adică undeva la minus 5-10 grade fac mai multe figuri. Așa pe la 2-3-4 grade nu ai treabă, eventual pui contactul de 2-3 ori și pornește până la urmă, dar nu face niciun caz, nu dă la automat de nebun și de turba până vine rău. Și altă chestie, când pornește, dacă reușești să o pornești până la urmă gen cu releu de bujii, dă un fum așa alb. Puff, așa o bujneac de ăla de fum alb. Deci să știți care e treaba, bă, văd că trebuie să țin ăsta în continuu pornind, că văd că dacă nu mi se apurește geamurile. Da, o să facem 30 de minute până acasă. Dacă nu cumpăi, cred că deja sunt pe picioare, cred că deja am stăm aici de 4 minute. Haideți să vă zic câte ceva, dacă tot ne-am apucat de video ăsta și suntem pe subiectul ăsta cu mașini. Hai să vă zic și eu câteva cuvinte despre Audi A6-le ăsta 2.7 diesel motorul. Ce îmi place, ce nu-mi place, ce am observat eu la ea până acum în timpul ăsta de când o am, cu am de aproape un an de zile și bă, am făcut vreo 30.000 de kilometri cu ea, cred, dacă nu mai bine. Mașina e mișto, adică sincer pentru mine cel puțin, e o părere personală, adică nu înseamnă că trebuie să o luați de bună tot ce spun eu, dar eu vă zic dintr-un om care a condus destul de multe mașini. Ce-i drept, multe mașini conduse mult timp au fost Audi-urile, deci se poate să fiu puțin subiectiv în ceea ce le privește. Mie A6-le, sincer, A6-le, Audi A6, mi se pare cea mai completă mașină. Să vă zic și de ce. Poți să faci orice cu ea, adică poți să ai un motor destul de... Ce aveți, bă, ați nebunit de tot? Dați-vă în sparanghel de aici. Așa, poți să ai un motor puternic pe ea, un 3000 BTDI, un 3.0, un 2.7, cum are asta, și să ai ceva căluți, adică să tragă, să nu te lase în drum, nu te duci rachetă cam cu un Lamborghini, da, te duci. E foarte confortabilă ca mașină, A6-le, în mod normal. Este relativ ok la întreținere. Adică nu e nici ieftină, dar nu e nici scumpă față de, nu știu, față de japoneze, de exemplu. Japonezele, știți și voi, Hyundai, Toyota, sunt destul de scumpe la întreținere. Consumă puțin, sincer vă zic. Gândiți-vă că motorul meu de 2.7 consumă undeva la 10 pe oraș, 11 maxim, dar nu ajunge la 11, cam 10. 10 e consumul lui pe oraș. Într-adevăr, pe exterior e cam 7 jumate, cam așa, deci e destul de măricel, dar eu pe exterior și merg cam repede, adică eu pe exterior nu merg încet, niciun caz, nu merg încet. Și depășesc și toate cele. Dacă aș merge lejer, odată mi-a arătat pe bord 5-8, ceva de genul, și chiar am mers foarte lejer. Nu încet, gen 90 la oră, dar lejer. Nu am făcut multe depășiri, era și drumul liber și mi-a scos puțin. În fine, deci consumă puțin. Puterea ai confort, ai spațiu, frate. Deci într-un Audi A6 și modelul dinainte și modelul ăsta, că nu e mare diferență în interior, ai spațiu, frate. Nu știu de modelul următor, dar bănuiesc că dacă e tot A6 e cam aceeași poveste, dar ai spațiu. Deci credeți-mă că mi se pare una dintre cele mai spațioase mașini. Nu comparăm cu un A8 lung, vă dau exemplu, pentru că un A8 lung e mai și mai aiurea la oraș, la modul că e mai greu să te bagi cu el, mai greu să găsești locuri de parcare, etc. Nu din cauza că nu ai fi tu incompetent ca șofer, ci pur și simplu din cauza că e mașina mai mare. Ok. Asta vă zic. Deci pe oraș poți să o ții.
în concedii poți să mergi, că ai por bagajul foarte mare, adică ți ajunge, mai ales dacă e break, nu mai vorbim. Eu vorbesc de sedan acum, că break-ul nu mai vorbim. Confort, putere, consumă ok, nu e foarte pretențioasă. Deci, credeți-mă că mi se pare sincer mie mașina, să zic așa, perfectă. Da, ok. Uite, de exemplu, poți să-ți iei și un Passat, că și Passatul este cam din același lucru, să zic așa. Nu e, adică gen, eu nu compar Passatul cu Audi niciodată, dar mă refer că e tot Volkswagen Group și sunt similare, la modul că confortul e similar, spațiul e similar, motoarele sunt tot așa similare, la urmă sunt cam aceleași motoare, un pic modificate. Dar eu personal, sincer, iubesc așa sele. Și de drum lung, și de mers prin oraș. Acum, de exemplu, cu asta merg cu ea, mă folosesc de ea, gen, eu nu, acum nu mă folosesc de mașina asta ca și cum foloseam de Beca, să zic așa, acum ceva timp, când era singura mea mașină, prima mea mașină, la modul că nu am grijă să nu dau în groapă. Normal că ferești gropile, că oricine ferește gropile cu orice mașină, că nu vrei să zgâlții mașină, dar nu am stresul ăla, bă, stai să ferești gropile, stai, când o pornesc, stau 2-3 minute cu ea și ăla. Nu, frate, eu merg cu ea, dă-o încolo, pentru că din cauza că m-au tot lovit și m-au tot zgriat-o și m-au tot atins, m-am enervat și nu mai îmi vine să am așa multă grijă de ea, o consider o mașină de serviciu, între ghilimele. Știu că probabil o mașină de serviciu, în mod normal, trebuie să fie o mașină mai ieftină și de care nu te interesează, dar asta o am eu, ca să zic așa, de serviciu. Băi, și frate, duce, mă, deci chiar duce, de ce să vă zic, duce, n-are nicio treabă, bă. Și v-am zis, motorul ăsta de 2.7, gândiți-vă că eu acum am consum de 11.9, mi-arată, în condițiile în care eu am lăsat-o pornită, că Ovidiu a zis că am terminat bateria la ea, cât am stat eu de taină cu Ovidiu, adică undeva la vreo o jumătate de oră, 40 de minute, eu am lăsat-o pornită în continuu afară și acum am consum de 11.8, în condițiile în care am și stat în aglomerație acolo, în ambuteiaj, așa zis. Deci chiar, bă, chiar jos pălăria, consumă jujuc, 2.7. Putere, v-am zis, are destulă, nu e rachetă, că nu e, dar merge. Cutia asta, multitronicul de pe ea, e țâță de mâță, deci schimbă perfect, merge frumos de tot, chiar n-ai nicio treabă cu ea. Din câte știu eu, multitronicul nici nu e atât de pretențios, la modul că nu cade ca S-tronicul vestitul de pe A7 sau care e, că nici nu mai știu sigur, că știți că la Audi cam cutiile sunt belate, dar asta chiar nu ai treabă cu ea. Dezavantajul la cutia asta mi se pare că e că nu duce cuplu foarte mult și la modul că nu poți să o ai pe niște motoare foarte mari, gen, nu știu să vă zic, 3000 BTDI de exemplu, nu poți să pui cutia asta pe el. Bă, taicule, bă. Bă, dacă te știi cu probleme, mă, Doamne ferește, că n-am nimic cu tine, nicio treabă. Jos pălăria pentru bătrâni. Dar dacă te știi așa, de ce mergi, frate, pe mijlocul drumului, mă, mâncați așa? Bă, te știi că nu mai ești în tinerețe, vorba aia, la 25 de ani. De ce mergi, mă, pe mijlocul drumului, traversezi aiurea, rău de tot, când știi că tu mergi cu... traversezi strada în 2 minute. Dă-o încolo de treabă, stai acolo, băi. V-am zis, iubesc bătrânii, n-am nicio treabă cu ei, îmi pare rău de ei, dar, băi, sunt câte unii care... pe bune, zici că le-a luat mințile. Stai acolo, băi, că mai cam speriat. Bă, surprinzător, n-a fost atât de aglomerat. Adică, de obicei, acolo pe unde am venit eu acum, trebuia să prind coadă de la giratorul de pe centură. Bă, la ce s-a întunecat, bă, chiar de când am pornit video-ul ăsta. Uitați-vă și voi ce întuneric s-a făcut afară. Nici nu știu cum o se vadă pe GoPro întunericul ăsta. Da, sincer, eu așa, acum revenind la mașină, sincer, eu recomand mașina asta. Nici nu e foarte scump acum, Audi A6 facelift-ul din 2008-2009, asta e 2010, a mea, o recomand. Puteți să luați și 2000 diesel, gen, dacă vă e. Într-adevăr, dezavantaj la mașina asta, că dezavantaje nu v-am zis, este motorul de 2.7, că ai impozit aproape de 3000, adică la asta e vreo 20 de milioane sau 21, ceva de genul, și la el altă e 23-24, adică impozitul nu e mare șmecherie. Eu, sincer, dacă tot ți vrei să-ți iei A6, nu recomand 2.7-le, pentru că consumul, cred că s-ar putea totuși 3000 să se dea mai mult la consum un pic decât asta. Zic că mai bine, sincer, vă luați, cred că un 3000 decât un 2.7, pentru că impozitul e aproape la fel, asigurarea iarăși la fel, e un pic mai mare, dar în rest e o mașină destul de fiabilă, sincer. Adică gândiți-vă că eu la asta acum am schimbat releul de bujii și cam atât, adică de când merg eu cu ea n-am mai schimbat, am schimbat niște becuri la far. Dar am schimbat becurile din cauza că alea au fost puse pe aia, de cine l-a fi pus înaintea mea, erau aftermarket-uri și erau proaste și s-au dus repede.
Așa am dat terminat în jumate pe bec. Într-adevăr, becul e scump. Dar nu neapărat la modelul ăsta, e scump pentru că este xenon de fabrică. Xenon? Nu, de fapt nu e xenon. E lumina aia albă așa, nu știu, gen. Nu e albastru ăla de xenon. E mai scump de xenonul, gen. Că xenonul e aftermarket și xenonul în becul era 1.500.000. Ăsta a fost 3.500. E OEM, na, tot ce OEM e mai scump. Ce nu mai îmi place la aia este că nu știu dacă e din cauza navigației mele sau nu s-a pus pe modelele astea. Nu pot să mă conectez gen la media, la multimedia cu Bluetooth-ul. Adică nu pot să bag muzică cum bag la A7, știi, mă conectez cu el la multimedia și bag direct de pe telefon. Nu trebuie să am un modulator. Am un modulator de la mic de-mi face post de radio cum ar veni și intru pe el. Gen, dacă vrei, bine, asta poți să faci la orice mașină, nu neapărat la Audi. Chiar vă zic sincer, nu am foarte multe dezavantaje la mașină. Chiar nu am foarte multe dezavantaje la mașina asta, ce să vă zic. În motorul ăsta, iarăși, un lucru, nu zic neapărat dezavantaj, dar intră destul de mult ulei. Adică în motorul ăsta intră foarte mult ulei, comparativ cu A7-le meu, care are 3000 TDI și este modelul următor de motoare, gen. În așa se intră 6 litri jumate, ceva de genul, în asta intră vreo 8 jumate. Chestii din astea, uite-l pe prietenul meu, să duce și el. Ah, nu, crezi că se bagă și el un pic în fața noastră, decât un pic. Ce v-am zis, deci eu Audi A6-le este o mașină pe care chiar o recomand. Nu este nici foarte scumpă, nu e nici ieftină, de ce să zic. Deci nu vorbesc de a nouă, vorbesc de a second hand, că da. Acum, de exemplu, mașina asta mea, din ce am mai văzut și eu pe internet și asta, bine, acum nu știu că din ce am înțeles, am crescut iarăși prețurile la mașini, nu știu de ce. Ar fi undeva pe la 7.000 de euro, cam așa. Depinde. Sincer, asta eu cred că ar valora un picuț mai mult pentru că e în stare destul de bună. Adică în afară de ce am făcut eu pe exterior, că am atins-o și etc. Mașina e ok și arată și bine, semipiele, scaunele de S-Line, pachetul de S-Line, interiorul frumos, se vede că e îngrijită. Kilometri într-adevăr, a mea are 290.000 acum, am zis 30.000, aproape 40.000 i-am făcut numai eu anul ăsta cu ea. Dar se ține bine, na, păi mei. Daylight-urile sunt frumoase în față. Nu știu ce să vă zic despre ea, pe bune. Chiar îmi place. Bine, mai sunt dotări, vă dați seama, care puteau fi puse. Dar plafonul este negru și asta și asta lucrul cu mișto. Avem încălzire în scaune, avem doar două zone climatice, nu patru. Știți mașina oricum. Bine, poate ajunge careva care pe aici care nu știe mașina, dar v-am zis. Eu vă recomand. Adică chiar e o mașină bună la toate. Deci dacă mie sincer, dacă vrei o mașină pe care să poți să o folosești la orice, eu pe asta o recomand. Să fie și drăguță, să fie și frumoasă, să, v-am zis, toate lucrurile. Eu zic că mașina asta le poți găsi în ea, să zic așa, dacă le vrei. Adică am unele momente în care sincer îmi face mai multă plăcere să merg cu asta decât cu A7-le. Pentru că cu A7-le atunci când merg un pic stresat, că să nu dau vreun hău în vreo groapă ceva, să ating cu ăsta, cu lipul, să-l sparg. Iar la fel, încerc să nu parchez aiurea, că nu pot să mă urc aia pe bordură, că nu poate. Încerc să nu parchez aiurea, că vine vreunul și mă lovește, mă zgârie, mă ălea. De asta, dacă o zgârie, ea am mai dat în ea încă 3. Adică n-ar fi prima oară, știi? Și cu asta îmi place să plec mai mult la drum lung decât cu A7-le, pentru că A7-le și din cauza body wide-ului și bine, trebuie să schimb cu bratele și așa, nu-mi place el așa, nu știu, nu simt eu, nu că nu simt stabilă, că stabilă e, dar nu-mi place să aud, știi, să văd că dau cu ea în grob, că mă doare inima. Și v-am zis, brațele sunt și duse și se aude urât, știi, față de asta, care la asta nu se aude nimic, a zis că sunt brațele, nici la asta nu cred că are brațele foarte bune, dar față de A7 sunt giugiuc. S-a făcut și întuneric, habar n-am ce se mai vede pe GoPro. Dacă vă place, apăsați și voi butonul de like. Dacă mai vreți episoade de genul, puteți să-mi ziceți în comentarii ce ați vrea să vă mai fac, dați idei de videoclipuri, de mașinile pe care le am în curte, etc. Cel mai lăcuit comentariu, promit că de la acest videoclip va primi un videoclip, adică ce-mi zice să fac cel mai lăcuit comentariu, top comentul gen, o să fac următorul videoclip de vlog, să zic așa, sau dacă nu următorul, în următoarele, o să vină. Și vreau să-mi dați și mie un follow pe Instagram, dacă vrei și voi, acolo mai postăm story-uri, mai postăm alea, să mă aveți acolo la follow, că na. E bine să mai vedeți ce fac și în rest, nu numai pe YouTube. Am fost convins de iubita mea să vin la cumpărături și mi-am uitat camera acasă, așa că filmăm cu telefonul. M-a adus în jumbo. Ne-am dat naiba. Mamă, voi vrei de la mare așa? Da! Uitați-vă și voi ce vrea iubita mea. De la mare. De care să facem? Mamă, câte căci. Vai de mine. Ia așa cu cărticică și cu seminar. Cred că cadouri și pe Dar la ce trebuie un moș acum? Nu știu,
Îl punem în sufragerie. A, da. Deci dacă vii cu un copil aici, ai belit. Papagalul. Ce? Păcușa de bebeluș, uite ce drăguță e. Foarte frumoasă, da. Ura, e frumos, ura, e așa. Dar nu mai vin. De ce? Era frumos. Uite cât au ursul, băi! Dar e cam scump, cunoșteam parcă era mai ieftin. O, ăsta mare trebuie. Hai de cap, nu, ce e aici. Bă, deci dacă vii cu un copil, moare, ești nebun? Păi, când a fost în primele dăți, urlau copiii pe aici. Erau sunetele iadului. Cum te-ai seama că nu pleci de aici fără să iei ceva? Păi, deci nu mai multe, nu ceva. O, asta vreau să zic, întrebarea e câte ceva ori iei ca să tragă. Am ajuns acasă cu un dita mai moș Crăciunul de autorea. L-am luat pe ăsta. Încă o plasă aici cu câteva lucrușoare de odlea. Am ajuns la concluzia că n-ai cum să te duci în Jumbo fără să cumperi ceva. Sper să nu mai cal pe acolo prea curând. Așa că atât o să fiu cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați un like și ne vedem data viitoare. Nu uitați să-mi dați un follow pe Insta, aveți link-ul în descriere. Să vă abonați, pa!